Bărbatul a plecat în Italia probabil pentru a câștiga un ban și a ales modul cel mai simplu. A furat dintr-un magazin mai multe bunuri de ordinul miilor de euro, dar a fost depistat imediat de oamenii legii italieni. Pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare, însă gorjeanul s-a sustras de la executare. A venit în țară sperând că va scăpa de răspunderea penală, însă a fost prins de polițiștii gorjeni. Ce ai făcut? Tânărul de 28 de ani a fost prezentat astăzi magistraților de la Curtea de Apel Craiova, după care gorjeanul va fi extradat. Acesta a fost depistat în această dimineață de polițiști ai Poliției orașului Mătăsari și Serviciilor de Investigații Criminale și Intervenție Rapidă. A fost reținut și va fi prezentat parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova în vederea propunerii către instanța de judecată pentru a fi îndeplinite formalitățile de extradare în Italia. Tânărul își așteaptă acum pedeapsa.